găsit, dragi prieteni! Mă bucur mult să fim din nou împreună la o temă pe care v-am propus-o, și frumoasă și interesantă, în continuarea temei ediției de data trecută, dar foarte în rezonanță cu aspectele astrale din această tumultoasă perioadă, pentru că iunie și iulie sunt lunile, aș zice eu, cele mai interesante și ofertante în evenimente din tot anul. Vorbim astăzi despre tranzitul lui Venus în Gemeni. Se produce o singură dată în an, poposește doar câteva săptămâni. Îl avem în această perioadă, în 10 iunie, 3 iulie, traversând Gemenii, în opoziție cu Jupiter. Opoziția la grad perfect este tot pe 22 iunie, o dată despre care am vorbit rândul trecut ca fiind foarte importantă și din perspectiva conjuncției Mercur-Marte peste steaua fixă Procyon din Rac. Și am spus că în această lună iunie se reactivează teme mai vechi și nerezolvate sau sentimente și emoții mai vechi care n-au fost clarificate din istoricul nostru, biografia noastră și mai ales din relațiile cu persoanele foarte apropiate, în special din familie, în special cu părinții. Se reactivează tocmai pentru a înțelege mai bine, pentru a găsi o soluție, pentru a găsi o formulă relațională mai potrivită. Și pentru că Mercur este conjunct cu Marte în iunie, în Rac, o lungă perioadă de timp, multe zile din această lună, și zgândărește și conjuncția Saturn retrograd, Pluto retrograd din Capricorn. Și de aceea sunt posibile foarte reactivarea sau redeschiderea multor răni sensibile, dureroase pentru noi, și din cauza asta comportamentele, cuvintele tind să fie un pic mai aspre, cu multe reproșuri. E bine să valorificăm din plin tranzitul lui Venus în Gemeni, semnal comunicării, care ne ajută pe de altă parte, chiar dacă subiectul este dureros, chiar dacă negocierile sunt la sânge, să zicem, chiar dacă sentimentul de vulnerabilitate sau de atac la persoană sau atac la valori este foarte puternic, totuși această prezență a lui Venus în Gemeni ne învață, ne ajută în perioada aceasta până pe 3 iulie să comunicăm mai bine, să comunicăm chiar un subiect dureros sau sensibil, dar într-o manieră constructivă. Și apropo de comunicare, este o temă foarte mare, foarte vastă, un domeniu în legătură cu care sau despre care, pentru care s-au scris tomuri de cărți, se fac emisiuni, se dezbate cum să comunicăm mai bine. Și sigur că scurta mea prezentare nu are cum să fie exhaustivă, nici nu mi-am propus, însă aș vrea să ating doar câteva lucruri, astfel încât să rămânem cu ceva din această discuție pe care o avem. Discuție pentru că de multe ori exemplele îmi sunt inspirate și de ce îmi scrieți voi în urma postării acestei emisiuni pe YouTube, de comentariile voastre. Și am zis așa, să vă prezint câteva elemente foarte importante de care trebuie să ținem cont în comunicare, fiecare dintre ele important, dar ar putea fi dezvoltat în sine, s-ar putea scrie o carte în sine despre acești piloni ai comunicării pe care vi-i transmit acum. Deci, ca să putem comunica, mai ales atunci când este ceva, laude știe să facă toată lumea, deși alea trebuie făcute inteligent, dar hai să zicem că acolo ne descurcăm când e de bine, dar mai ales când comunicăm subiecte delicate sau atingem un subiect delicat sau vrem să negociem cu cineva sau să ne spunem părerea sau să refuzăm o propunere, atunci lucrurile se complică și trebuie să învățăm să o facem. 4 piloni ai comunicării: siguranța de sine, aprecierea, recunoștința și observațiile, recomandările. N-am zis critica, observații, recomandări. E o nuanță importantă. Să începem cu primul. Siguranța de sine. Ca să poți comunica, trebuie să te poziționezi într-un punct în care te simți sigur pe tine. E destul de greu, foarte mulți avem probleme cu asta, dar cel puțin pe domeniul, pe tema, pe subiectul fierbinte pentru noi care ne interesează, măcar în legătură cu ăla, să avem această centrare. Unii își găsesc această centrare când ajunge cuțitul la os. Când ajunge cuțitul la os, nu se mai gândește să menajeze, da, stai că o fi, copății, să mai facă concesii, să mai facă compromisuri, să mai cedeze, să se mai roage, să mai implore, nu se mai gândesc la rușine.
Este un moment bun, dar am putea ajunge la acest moment bun fără să mai așteptăm cuțitul la os. Dar poate ați văzut că atunci când va ajunge cuțitul la os, vă găsiți și curajul, și prezența, și hotărârea, și nervul, și puterea. Numai că toate aceste calități sunt extrase dintr-o durere acută. A ajuns cuțitul la os. Și nu întotdeauna durerea acută ne dă tonul cel mai bun, claritatea mentală, nu ne dă poate capacitatea de a vizualiza posibilități, deci mai multe versiuni, mai multe variante de rezolvare. E adevărat că ne dă voință și putere, e adevărat că ne dă forța de a acționa, dar nu întotdeauna ne dă și celelalte instrumente care trebuie asociate cu puterea și voința de a acționa. Claritate mentală, detașare, cumpănire, capacitatea de a-l asculta pe celălalt, răbdare de a negocia, capacitate de a previzualiza sau de a anticipa niște consecințe și așa mai departe. Deci, această siguranță de sine trebuie găsită în afara momentului de dur, de cuțit la os, când ne doare foarte, foarte tare, trebuie găsită înainte și trebuie să ne instaurăm în această siguranță de sine. Asta înseamnă să ne eliminăm, să ne vindecăm frica de autoritate, de celălalt poate să-mi facă sau are dreptul să facă sau este peste mine și de el depind. Rușinea, teama de respingere sau de ridiculizare sau de devalorizare legat de opinia noastră, de exemplu. Deci lucrurile acestea se presupune că ni le-am vindecat, ni le-am rezolvat ca să putem căpăta această siguranță de sine. Fără siguranță de sine nicio comunicare nu duce la succes, nicio negociere nu duce la succes. Nu ne putem apăra nici dreptul și nici interesul sau siguranța, dacă siguranța într-un eveniment, într-un fapt, într-un context social, dacă nu avem această centrare și siguranță în noi înșine, prin noi înșine. Dacă ne pasă prea mult de părerea celorlalți, dacă n-am vrea să supărăm, bineînțeles că oamenii se supără de multe ori când le spui opinia sau când refuză o propunere. Dar dacă ne pasă prea mult de lucrul ăsta, nu mai avem centrare, nu mai suntem centrați. Suntem centrați mai curând în celălalt, că am vrea să-l mulțumim, să nu-l supărăm, în loc să fim conectați cu noi înșine. Pe de altă parte, siguranța de sine și centrarea de sine este importantă pentru că atunci când facem o comunicare trebuie să o facem foarte limpede, raportându-ne la noi. Adică, eu mă simt, eu așa văd, pentru mine asta înseamnă, din perspectiva mea lucrurile stau așa. Nu ne repezim să facem o comunicare, tu ai zis și asta înseamnă făcând supoziții sau am auzit de la cineva. Nu, eu asta am constatat, eu asta am văzut, eu așa mă simt când tu vorbești așa. Pentru mine înseamnă asta când tu faci așa, fără să cataloghezi neapărat cum faci tu, ci cum mă simt eu când faci tu lucrul ăla. E foarte important să mă centrez și atunci când îmi propun să atac un subiect, dar și felul în care comunic și ce comunic trebuie să raporteze tot la mine. Comunicarea nu înseamnă un atac la persoană. Nu știm cine este persoana cealaltă și cu ce intenție comunică, ce comunică sau face ce face. Putem face doar supoziții, dar ele nu ușurează comunicarea, supozițiile. Cel mai bine ar fi să-l întrebi pe celălalt ce ai vrut să spui sau ce ai vrut să faci. Neapărat. Înseamnă că ai făcut asta pentru că asta. Astea sunt supoziții. Și nu ajută de rău comunicarea. Celălalt se poate simți jignit sau rănit. Chiar dacă a făcut un lucru dureros pentru noi, poate intenția lui nu a fost asta. Și atunci cel mai bine este să fiu centrat ca să am putere, pe de altă parte să fiu centrat ca să vorbesc din perspectiva mea. Pentru mine asta înseamnă că pe mine mă atinge asta așa, eu așa văd lucrurile și eu așa mă simt când tu faci sau când tu acționezi într-un mod anume. Apoi, al doilea stâlp este aprecierea. Întotdeauna când în cadrul unei comunicări, chiar și atunci când nu ne place ceva, putem aprecia ca lecție de viață lucrul ăla. Deci tot are ceva bun, orice există în relația noastră cu ceilalți. Și când amintim și partea bună a unui lucru rău, care se întâmplă și care cu siguranță trebuie rezolvat, asta înseamnă pe de-o parte că avem capacitatea de a aborda o situație sau o relație holistic, din integrator, din mai multe perspective. Chiar dacă una este dureroasă și obligatoriu trebuie rezolvată,
abordarea este atât de înaltă și atât de umană și atât de înțeleaptă și profundă, că da, pot să apreciez că deși este o situație neplăcută, am de învățat și din situația neplăcută. Pot să apreciez. Pe de altă parte, când nu e neapărat un lucru neplăcut, dar trebuie să comunicăm pentru a ajunge la un numitor comun, nu știu, o stabilim un proiect, o întâlnire, niște puncte de vedere, aprecierea celuilalt, acțiunilor celuilalt, aprecierea contextului care, pe care ni l-a oferit viața de colaborare, aprecierea posibilităților care se pot crea, ajută foarte mult la deschiderea în cadrul unui dialog sau în cadrul unei colaborări și cooperări. Putem aprecia ce am învățat, putem aprecia cum ne-a stimulat experiența respectivă, putem aprecia ce a determinat în noi, ce a schimbat în noi, ce a atins în noi. Aprecierile nu sunt judecăți, nu sunt critici, nu sunt nici neapărat niște laude. Aprecierile sunt constatări foarte lucide, foarte realiste, foarte argumentate ale unor contexte care se întâmplă situaționale între noi și celălalt. Pot aprecia un punct de vedere transmis cu sinceritate și cu claritate, chiar dacă nu sunt de acord cu el, pot face această apreciere, iar celălalt se simte ascultat și auzit și face mai puțin opoziție. Pe de altă parte, apropo de asta, dacă vă gândiți că aprecierile pot fi interpretate și ca laude sau pot avea versiunea laudă, da, este adevărat, dar este important cum o facem. De obicei, apreciem rezultatul final al unor oameni, succesele pe care le au, finalitatea unui demers al lor. Dar dacă vrem să comunicăm cu oamenii la un nivel mai profund, important nu este să apreciem rezultatul, ci calitățile și virtuțile lor care i-au dus la rezultat. În felul acesta ajutăm persoanele să se conecteze la un strat mai profund din ei. Din acel strat aș vrea să vorbească cu mine, pentru că acel strat furnizează ascultare, înțelegere, empatie și disponibilitate de concesie și dialog. Dacă laud doar rezultatul în timp, asta e valabil și pentru partenerul de viață sau copil, dacă laud doar rezultatul și apreciez doar rezultatul, îl transform pe celălalt într-un vanitos, vânător de succese și de recunoașterea a succeselor sale, un vânător de succese și recompense. Însă dacă apreciez virtuțile, îl conectez la calitățile profunde ale lui. Și asta înseamnă că de multe ori persoana, chiar dacă are succes, este mai detașată de succes pentru că își dă seama că este contextual, nu întotdeauna virtuțile noastre duc neapărat la un succes recunoscut. În schimb, dacă îi apreciez virtuțile, înseamnă că apreciez profund ființa sa, nu doar ce face, nu doar ce a rezultat din facerea lui. Și asta este foarte important, pentru că omul se simte cu adevărat văzut și apreciat în profunzimea lui, în natura lui, în sufletul lui. Și disponibilitatea lui de a comunica cu noi este mai mare. Deci, al doilea stâlp, aprecierea. Este important să apreciez ce am învățat și cum a atins și ce am creat în urma interacțiunii, chiar dacă nu a fost neapărat benefică, dar este o lecție importantă din care am de învățat și pot să apreciez asta. Pe de altă parte, când fac aprecieri la adresa unei persoane, mă raportez nu atât la rezultatul pe care îl are, ci la virtuțile pe care le are și care au dus la rezultat. Nu să-mi apreciez, de exemplu, dacă vreau să am din partea șefului o atitudine mai onestă și profundă într-un dialog, mai ales într-o negociere care nu este foarte ușoară, pot să-i apreciez nu atât rezultatul unei acțiuni pe care a întreprins-o, ci calitățile care au folosit la această acțiune, faptul că a fost deschis la cooperare cu echipa, faptul că a ascultat opiniile echipei cu care a lucrat, faptul că a avut pisețimea să caute soluții care au dus la rezolvare. Deci toate aceste virtuți apreciate fac ca persoana respectivă să fie mai deschisă, mai onestă și mai dispusă spre concesii, să fie la fel de apreciativă la adresa mea și ea. Foarte important lucrul acesta. Iar în familie,
dau eu de obicei un exemplu la cabinet, nu apreciez soțul sau partenerul că a adus gunoiul neapărat, deci rezultatul final, ci calitățile care au făcut asta. Ce bine că ai sesizat, că ai avut timp, că te-ai ocupat de asta, că n-ai plecat până să nu faci asta, că m-ai scutit pe mine de asta. Deci acestea sunt virtuțile care au dus la ducerea gunoiului. Apoi, un alt stâlp foarte important este recunoștința. Recunoașterea intră cumva la capitolul apreciere, recunoașterea meritelor, dar și recunoașterea experienței în sine global, cu bune și cu rele, recunoștință. Aici vorbim mai mult de atitudinea pe care o am în dialogul cu celălalt. Să fiu recunoscător pentru întâlnirea noastră, să fiu recunoscător pentru experiența de viață, să fiu recunoscător vieții, nu persoanei neapărat, că poate n-a dat cei mai buni în ea când noi ne-am interacționat, dar cum știu că nimic nu este întâmplător, sunt recunoscător pentru această experiență. De ce recunoscător? Pentru că dacă sunt atât de deschis încât să fiu recunoscător, și asta înseamnă că am mai multe șanse să o rezolv bine, nu mă mai întâlnesc cu ea niciodată, mai ales dacă este o situație neplăcută. Deci a avea recunoștință chiar și pentru o situație neplăcută este extrem de important, pentru că conturează, formează o atitudine constructivă pentru rezolvarea acelei situații neplăcute, recunoștința. Sunt recunoscător vieții că ne-a adus împreună într-o situație poate critică, poate de cumpănă, poate dramatică sau acută sau violentă, poate, și asta scoate din mine în primul rând lucruri extraordinare și mă ajută să mă cunosc, extraordinar de bune sau extraordinar de rele, și mă ajută să mă cunosc, și în felul ăsta am șansa să evoluez rapid. Faptul că mă aduce în contact cu tine și cunosc o altă ființă umană care este o oglindire a unei părți din mine, nu neapărat a trăsăturilor mele, că nu le am poate pe ale tale, dar oglindire în sensul că trăsăturile tale târnesc din mine alte trăsături, poate în complementaritate sau poate în opoziție, și ne livrăm reciproc poate un antidot sau ne livrăm reciproc poate un model de succes mai târziu, chiar dacă noi am început conflictual. Recunoștința pentru experiență asigură această disponibilitate de deschidere către experiența însăși și relație mai bună cu viața care ne livrează experiența. De multe ori în conflicte relaționale, de multe ori avem sentimentul că viața este rea cu noi și asta ne pune într-o poziție cu universul și cu energia uriașă a vieții. Și ne întrebăm de ce uneori o situație rea atrage după sine o altă situație rea în lanț. Pentru că dispoziția noastră față de viață devine total dezaprobatoare și negativă și devalorizatoare, numai pentru că nouă, punctual, ni se întâmplă la un moment dat un lucru rău, poate foarte rău, e adevărat. Dar dacă avem recunoștință față de viață și în opoziție față de viață, atunci lucrurile se opresc acolo, nu merg mai departe, nu se transmit urmașilor, nu avem noi parte de repetarea unei situații neplăcute. Deci, recunoștință. Iar al patrulea stâlp este recomandarea. N-am spus critica, am spus recomandarea. Recomandările pe care le facem, recomandările pe care le avem, mai ales când ceva ni se pare că din perspectiva noastră, din felul în care ne simțim noi, nu funcționează bine, sau că propunerile care ni se fac sau tratament, felul în care ne tratează ceilalți, nu este adecvat pentru noi din perspectiva noastră, în loc să criticăm ceea ce se face, să facem recomandări. Pornind de la centrarea noastră noi, eu mă simt, putem face recomandări. Mi-ar fi mai bine dacă m-aș simți mai bine așa, mi-ar plăcea mai mult să aud asta, mi-ar plăcea să repeți sau aș vrea să repeți ca să mă asigur că am înțeles bine. Vrei să spui că lucrurile astea am înțeles bine? Vrei să spui că este mai util și mai constructiv pentru dialog, mai ales când există un subiect delicat care ne atinge și poate acolo este activată o rană, în loc să facem o critică, tu ești, tu faci, tu dregi sau niciodată tu, și o să vorbim la un capitol separat imediat după acest moment despre ce nu avem voie să facem într-o comunicare. Deci nu este vorba de critică, este vorba de constatări și de aprecieri și recomandări. De recomandări în sensul acesta. Pentru recomandări avem anumite
îndrumări, să zicem, îndrumare. Adică, ce nu avem voie să facem într-o comunicare? Într-o comunicare, apropo de observațiile pe care le facem și recomandărilor pe care le facem, întotdeauna trebuie să ne adecvăm la situație și să ne raportăm la fapte. Asta înseamnă să avem constatări și relatări obiective asupra faptelor, obiective când ne vizăm pe noi și spunem eu așa mă simt, asta mi s-a părut așa, eu așa am auzit-o, tu cum de fapt ai transmis-o. Deci obiectiv când ne raportăm la noi, eu așa mă simt și este obiectiv, dar și obiectiv la fapte, asta înseamnă să constatăm faptele fără supoziții. Iată ce n-avem voie să facem. 1. Fără supoziții. Ai vrut să faci asta și atunci eu asta. Nu știm exact ce a vrut. E mai bine să-l întreb. De fapt, ce ai vrut să faci? Ce ai vrut să înțeleg când ai spus asta? Și asta este o tehnică foarte importantă. Când omul face o anumită acțiune către noi, e bine să o întoarcem spre el ca să se lămurească și să confrunte chiar cu acea acțiune, că poate nu-și dă seama ce face sau poate nu-și dă seama ce efect poate avea. Și atunci o întoarcem spre el, o oglindim. Ce ai vrut să spui când mi-ai adresat cuvintele astea? Ce trebuie să înțeleg de aici? Sau, de fapt, ce vrei să comunici? Sau cum ai vrea să fiu, să înțeleg lucrurile astea? Și o întoarcem spre el, fără supoziții, da? Deci, nu avem voie. E lista cu nu. Acum, fără supoziții. Întrebăm, de fapt, ce a vrut să spună. Fără procese de instenție. Mereu așa ești. Și aici este o altă greșeală. Nu numai că supozăm o intenție, dar facem și o generalizare. N-avem voie generalizării. Adevărul e că omul în viața lui mai e și altfel, nu doar așa cum este în relația cu noi deja, că spune mereu așa ești. Și chiar și în relația cu noi, întotdeauna și mereu, niciodată, practic, îl condamnă pe celălalt să nu iasă dintr-un tipar de comportament față de noi. Și de asemenea nu avem voie să atribuim semnificații sau să facem generalizări. Asta înseamnă că tu, nu știm ce înseamnă, cel mai bine ar fi să-l întrebăm. Asta înseamnă într-adevăr că tu ai vrea sau ar trebui să înțeleg că asta înseamnă asta sau spunem tu ce ar trebui să însemne asta. Pauză aici și revenim cu acest subiect și cu horoscopul pentru următoarea perioadă. Device-ul acesta torsor original, să știți că funcționează pentru ochi, că am o degenerascență maculară și de când îl pun aici, în frunte, îl leg și dorm așa cu el, până dimineața. Și eu n-am mai luat medicamente pentru ochi. Pentru noi, torsorul a fost de ajutor în probleme de nevroze, nervi, deci stare. Ne-a calmat, să zic așa, ne-a liniștit somnul, ne-a muscular, poate și în privința, da, cu inima, cu tensiunea, am observat îmbunătățiri. Am redus destul de mult din medicația alopată, folosind torserul, mi s-a ameliorat durerile, cel puțin la coloană, pe care așa, și glicemia mi-a scăzut destul de mult, somnul mi s-a îmbunătățit foarte mult, e ca un somnifer acest torser, l-așez cu partea pe care scrie torser către piele. De obicei îl țin la spate, la coloană, acolo am probleme mai deosebite. Mă durea foarte mult în partea stângă aici, sub coastă, și nu știam dacă e de la pancreas, dacă e de la colon, dacă e și... Știu, asta s-a rezolvat, am pus acolo. Nu știu ce m-a durut, dar mie mi-a trecut. Portă timpul la mine și noaptea îl pun sub pernă. Nu mă mai pot despărți de el. Înainte făceam foarte mari crize noaptea de inimă. Trebuia să plec la spital. E, acum, de când am torserul, n-am mai fost la urgență niciodată. Deci eu vă sfătuiesc pentru orice problemă de acest tip. Un torser este un bun la casa omului. Am revenit la comunicare atât de importantă în aceste zile și reamintesc elementele pe care ar fi bine să le evităm în cadrul comunicării. Deci, fără supoziții, ai vrut, ai intenționat întotdeauna tu așa faci. Deci, fără aceste supoziții, punem noi intenții și gânduri în mintea celuilalt, cel mai bine este să o întrebăm. Fără proces de intenție, mereu vrei ca eu să mă simt, nu știm dacă...
asta intenționează. Fără generalități, întotdeauna, mereu, niciodată, pentru că persoana mai are și alte comportamente și alte atitudini și, pe de altă parte, e o supoziție generalizatoare. Nu știm dacă chiar așa stau lucrurile, cum le percepem noi. Dar putem spune, și avem dreptul să facem, chiar trebuie să o facem, să spunem cum ne atinge, cum ni se pare nouă, cum ne simțim noi înșine când celălalt face un anumit lucru. Și fără atribuire de semnificații, asta înseamnă, nu știm exact ce înseamnă, tragem noi concluzia pe baza unor supoziții, apropo și a unor generalizări, ce înseamnă asta. Nu este. Și celălalt se simte foarte nedreptățit, chiar dacă a acționat într-un fel care pe noi ne-a atins. Nu neapărat asta a fost intenția lui, nu face mereu lucrul ăsta în capul lui când se gândește la noi, de exemplu, chiar dacă nu ni se pare că mereu când ne interacționăm cu acea persoană, mereu ne este rău sau are o intenție rea față de noi. Deci asta ar trebui evitate. Cum refuzăm o persoană, apropo de comunicarea din aceste zile, în care s-ar putea să, ca, mai ales în relațiile de familie, părinți-copii, unii copii sau unii părinți să dorească să oprească un anumit abuz sau un anumit gest sau o anumită stare de lucruri, nu știu, mereu părinții se simt, de exemplu, exploatați de copii, îi servesc în continuare, copiii se simt poate oprimați de părinți sau controlați de părinți și ar vrea să oprească astfel de lucruri și suntem nevoiți să refuzăm anumite persoane când ne fac propuneri sau să refuzăm un anumit comportament și să ne luăm demnitatea și libertatea înapoi. Această refuzare trebuie făcută fără judecarea sau condamnarea gestului în sine, ci a modului, și nu e o condamnare propriu-zis, ci doar trebuie să spunem, constatăm neutru, obiectiv, lucid, constatăm efectul pe care are asupra noastră. Deci dacă primim o propunere sau dacă, nu știu, părintele spune să-mi dai un telefon de acolo, dacă pot, îți dau. În loc să spunem, nu-ți dau un telefon pentru că mereu tu mi impui sau mereu vrei să mă controlezi, deci refuz să onorez ceea ce tu cer să fac, pentru că ceea ce îmi ceri tu și este un refuz fățiș, este o supoziție de fapt și o generalizare. Nu ne raportăm atât la ce nici se cere, ci cum simțim sau cum ne sașează ceea ce ni se cere. Dacă o să pot, o să te sun. Sau știu de acum că nu am timp să te sun, deci nu aștepta. Tu poți să ceri în continuare, dar eu îți spun că n-am să-ți livrez lucrul ăla. Sau nu este confort cu mine să fac chestia asta. Nu mi se pare că e confort cu mine sau nu simt că este pentru mine ceea ce îmi cer tu. Deci întotdeauna mă raportez la mine. Nu critic ceea ce mi se cere, nu refuz efectiv lucrul care mi se cere, ci refuz sau refuzul se adresează la felul în care mă simt eu când ar trebui să livrez, să onorez cererea. Cererea ta, în loc să spun e o absurditate lucrul ăsta, poate pentru tine nu e o absurditate, e o exagerare, e un abuz. Poate pentru tine nu e un abuz, dar pot să spun mie, pentru mine, mie mi se pare sau eu îl simt ca un abuz. Nu mă refer atât la cererea ta, la ce faci tu, la acțiunea ta, pentru că sigur în capul tău și în lumea ta ele par altfel din moment ce le faci. Mă refer la cum îmi par mie, cum ating pe mine. Iar pentru că tu vrei să comunici cu mine sau tu vrei să acționezi împreună cu mine, trebuie să fie important pentru tine cum mă simt eu. Eu ca parte, ca element al comunicării. Și dacă nu e important pentru tine cum mă simt eu, atunci nu vorbim de comunicare. N-are sens să continuăm. Indiferent cine ar fi această persoană, poate să fie foarte apropiată și din familie. Da, putem avea membri ai familiei care de fapt nu au nicio treabă cu noi. Culme, se mai întâmplă. Dar nu e o întâmplare că am venit unii lângă alții. Într-adevăr, trebuie să rezolvăm acolo niște lucruri, dar nu înseamnă neapărat că de la început este marea iubire. Deci, când refuzăm pe cineva, întotdeauna ne raportăm la cum ajunge la noi propunerea aceea. Nu critic neapărat propunerea în sine și fac supoziții despre ea sau ce crede sau ce simte celălalt despre mine din moment ce îmi face o astfel de propunere. Nu fac supoziții, pentru că în capul lui sigur lucrurile arată altfel și nu are sens să vorbești și să-i spun, știi, a ta e alba, a mea e neagră. Ci spun cum mă simt.
și cum afectează lucrul ăsta. Deci refuzul nu e că propunerea e proastă, pentru că n-am de unde să știu cum este pentru tine și n-are sens să judec sau să fac calificative la adresa propunerii, care sigur ți se pare foarte justificată și bună, ci cum afectează pe mine. E foarte importantă nuanța asta. E foarte importantă nuanța asta. Dar dacă pe mine mă afectează, nu înseamnă că e proastă propunerea? Nu, nu înseamnă neapărat. Pentru altul poate să fie o propunere bună. Și atunci ea e proastă în sine? Poate că nu. Pentru altul poate să fie proastă în sine? Nu. Pentru cel care a emis-o, sigur nu e o propunere proastă. Și atunci, a fi bun sau a fi rău ceva, este relevant doar pentru mine și din perspectiva mea. Și atunci, practic, celălalt nu se simte respins în ceea ce a propus sau a făcut față de mine, ci eu mă poziționez categoric față de acea propunere prin faptul că nu mi este mie potrivită sau că efectul în mine este acesta, că eu simt impactul în felul acesta și că felul în care simt eu impactul nu ajută dialogul. Asta pot să spun, dar că e o propunere proastă nu pot să spun, pentru că nu e. Pentru celălalt sigur nu e și poate ori mai fi pentru alții pe planetă. Deci, apoi, pentru a comunica constructiv și eficient, trebuie să vindec în această perioadă frica de respingere, de critică, de devalorizare, de ironie, de sarcasm, de violență, chiar și frica de gesturi violente sau de respingere violentă. Trebuie să o vindec, altfel eu nu pot comunica. Frica îmi distorsionează comunicarea. Îmi face chiar și vocea să sune altfel. Atitudinea corporală. Când îmi este teamă de o persoană cu care sunt nevoit să interacționez și să comunic cu ea sau să-i spun ceva ce cred eu că nu îi pică bine din toate semnalele pe care mi le-a dat până acum, când anticipez deja niște reacții negative și tremur de frică, frica în sine ca și vibrație, ca energie, câmp pe care îl creează, dar și chimia pe care o produce în mine din moment ce expresia feței, privirea, vocea, tonul sunt altele și transmit o altă energie. Deci frica trebuie obligatoriu vindecată înainte de a intra în dialog cu cineva. Dacă nu o vindec complet, adică mai am un trac, o emoție legată de comunicarea cu o persoană dificilă, măcar pe lângă ea însă aduc centrare și putere. Pot să aduc centrare și putere mai ușor când ajunge cuțitul la os și mulți dintre noi atunci acționăm, pentru că atunci avem fermitate, atunci avem glasul, atunci avem verticalizarea și atunci avem centrarea. Ok, e în ordine și așa, dar e bine să experimentăm această putere pe care o avem când ajunge cuțitul la os, ca data viitoare să regăsim această putere înainte de a ajunge cuțitul la os, adică înainte de a se escalada o situație atât de mult încât ajunge în punctul ei dramatic și pentru noi dramatic. Deci trebuie, ca să pot comunic, să vindec frica, indiferent ce conține ea. Și acum, hai să vedem ce se întâmplă cu zodiile, cu acest Venus în Gemeni, în aspecte atât de frumoase. Berbecii. Deci, pentru perioada 10-3 iulie, cu Venus în Gemeni. Berbecii. Au o perioadă foarte inspirată pentru a înțelege și pentru a comunica. Mulți își pot descoperi în această perioadă răspunsurile, pentru că le caută cu frenezie și poate sunt mai deschiși către răspunsuri. Nu mai merg doar către unele care le convin, ci sunt mai deschiși către răspunsuri. De asemenea, opoziția cu Jupiter, chiar pe axa înțelegerii și a comunicării, poate sugera faptul că berbecii mai mult decât altădată pot apela la un specialist când au o problemă sau un manual, o carte, dacă altădată credeau că sunt suficienți lor înși ca să și dea răspunsurile, de data aceasta poate sunt un pic mai aplecați către sugestii și către soluții care vin de la alții sau măcar un punct de vedere de la altul. În plus, poate sunt mai dispuși de asemenea să accepte observație de la alte persoane, mai ales dacă le creditează cu autoritate, cu valoare sau cu experiență de viață sau un nivel moral foarte înalt. Sunt mai dispuși, da. Și asta este foarte important în această perioadă. Pentru tauri este vorba de o comunicare foarte practică în perioada asta și pe argumente concrete, pe fapte, pe gesturi, capacități, cifre.
exemple, experiență. Deci toată comunicarea este extraordinar de concretă și adaptată la realitățile pe care le trăiesc. În plus, am putea vorbi de o comunicare de care sunt interesați mulți tauri în această perioadă, de informație, pentru a-și dezvolta o abilitate. Deci pot dori să comunice cu o persoană care are anumite abilități, o practică mai bună decât ei. Știu să facă lucruri și învață făcând. Sau rezolvă o situație de comunicare bazându-se pe niște acțiuni concrete împreună, pe care le fac împreună, sau discută despre cum să rezolve împreună efectiv un lucru. Deci toată comunicarea este foarte practică și au acest simț practic activat în acest moment. În plus, așa cum spuneam, vor să obțină un exercițiu practic de la o persoană, deci un ajutor, un exercițiu practic de la o persoană, și comunică în acest sens, cu foarte multă delicatețe și cu foarte mult tact. Gemenii au Venus în semnul lor zodiacal. Dincolo de faptul că este o perioadă în care ar trebui să se iubească mai mult pe ei înșiși sau să fie centrați pe propriul lor interes și confortul lor, în ceea ce privește efectiv comunicarea, Venus aduce dulceață, aduce tact, strategii bine apreciate, bine țintite în comunicare. Cu alte cuvinte, reușesc să nu fie agresivi, mai mult decât atât, sunt prudenți, au tact, evaluează foarte bine consecințele sau anticipează gesturile celuilalt și le anticipează foarte corect. De aceea sunt foarte adaptate strategiile lor de comunicare la ceilalți, sau există această șansă. Pe de altă parte, e bine să înceapă orice dialog cu o apreciere. Venus îi ajută în acest sens să vadă calitățile celorlalți. Dacă nu o fac de obicei, acum o pot face și este crucial să deschidă dialogul printr-o apreciere, primul rând. Trebuie să găsească ceva valoros la ceilalți. Pentru Raci este o perioadă în care se comunică pe teme mai vechi, în legătură cu care au rămas cu un semn de întrebare. Este vorba de subiecte sensibile care i-au răscolit cândva și unde nu s-au elucidat ei foarte bine. De aceea pot face investigații sau pot trage de limbă pe cineva pentru a afla dacă lucrurile, așa cum s-au sedimentat la ei, cum au rămas în mintea lor și în sufletul lor ca amintire, este corectă, este adevărul. În plus, este posibil să se producă o indiscreție, cineva, poate și ei trag de limbă, spune mai multe, spune din lucrurile care erau rezervate doar unora. Și în felul acesta, racii pot avea o imagine de ansamblu mult mai clară în legătură cu lucruri care s-au petrecut sau mai de mult sau de curând, dar care le-a lăsat un semn de întrebare sau o concluzie nu foarte corectă. Iar cei care au greșit au acest ajutor venusian pentru a-și cere iertare sau chiar pentru a consola o persoană. Și folosesc cuvinte foarte meșteșugite pentru consolare. Lei au o comunicare foarte socială. Folosesc foarte mult laudele, foarte mult aprecierile, inclusiv laude de sine, dar este un astfel de moment. Foarte bun dacă lei au de oferit produse noi, mă gândesc în zona profesională, servicii noi, dacă vor să impresioneze un pic anturajul sau să motiveze anturajul, atunci da, pot folosi fraze bombastice, expresii tari, gesturi extravagante, deci au o comunicare flamboiantă, ca un foc de artificii care impresionează pe ceilalți. Ar fi bine să se abțină de la promisiuni pe care nu le pot onora, pot fi tentați de dragul de a cuceri sau de a se lăuda prea mult sau mai mult decât este cazul cu lucruri pe care nu le-au făcut. Asta e de evitat. Dar pe de altă parte, într-adevăr, sunt foarte extravaganți în comunicare și pot impresiona multă lume. Este minunat aspectul pentru cei care se îndrăgostesc sau care sunt curtați, pentru că dau foarte mult din ei, dar e un aspect destul de drăguț. Și pot comunica cu persoane pe care le cunosc acum pentru prima dată. Foarte bună comunicarea și cu copiii, mai ales legat de planurile copiilor. Dau foarte mult curaj în comunicarea lor și motivează. Fecioarele au o comunicare foarte abilă și foarte
mobilizatoare, mai ales cu șefii sau dacă ei sunt șefi. Folosesc foarte mult laudele și aprecierile, așa cum spuneam, trebuie făcute sublinind virtuțile care duc la rezultate și nu rezultatul în sine, s-a înțeles asta, cred. Reușesc să comunice foarte concret, foarte bine adaptat, dar în elemente, note apreciative, dar totuși concret. Asta înseamnă că nu exagerează cu nimic realitatea, dar se servesc de realitate pentru a crea o intrare la superior, la șef sau la autorități. Dacă ei sunt într-o astfel de poziție, trebuie să-și prezinte calitățile într-o notă foarte pozitivă și foarte luminoasă. Și au toate șansele să facă asta. Pe de altă parte, la întâlnirile importante pe care le au și discuții sau ședințe în familie sau la locul de muncă, au de multe ori rol de liant între părțile care se ceartă, au acest rol. Pentru balanțe este vorba de o comunicare morală. Pe ei interesează regulile, legile, principiile, normele, conduitele și se raportează foarte mult la asta, nu atât la cifre cât la atitudine și conduită, la comportament, la demnitate, la onoare. Și știu să atingă onoarea persoanei sau să o sublinieze. E mai onorant dacă faci așa sau dacă procedezi așa, dacă tot îmi cer părerea. Deci pun foarte mult preț pe demnitate și onoare și își ating subiectul acolo unde ei țintesc, pentru că este și o perioadă care subliniază asta și cumva pot motiva niște oameni sau pot explica un anumit context dacă pun într-o lumină morală, dacă apelează la demnitatea persoanei și nu la voința ei sau dacă nu îi impun lucruri, apelează la demnitate și atunci ajung mai repede la rezultat. Este un aspect foarte bun și comunicare foarte bună cu autoritățile, cu funcționarii, cu oamenii de care depind acum pentru o ștampilă sau o aprobare. Foarte bună comunicare și rezolvă lucrurile. Dar trebuie să aibă o atitudine și ei corectă și morală. Scorpionii au o comunicare pe interese. Cu alte cuvinte, trebuie să cointereseze sau trebuie să aducă în discuție argumente legate de câștiguri, bunuri, bani sau alte câștiguri, nu neapărat în acest sens. Câștigă timp, câștigă energie, persoana câștigă sănătate, câștigă apreciere, câștigă faimă. Deci trebuie să sublinieze foarte mult câștigul. Ca să reușească într-o dezbatere, într-o discuție, într-o negociere, e foarte important să cointereseze prin sublinierea câștigului în partea cealaltă, la omul cu care ei discută. Și fac asta foarte abil. Se servesc în acest sens, poate, cel mai bine, de preîntâmpinarea fricilor celeilalte persoane sau de argumente privind cheltuielile, costurile și riscurile. Deci știu să discute astfel încât să facă riscurile și cheltuielile mai mici sau mai utile sau mai avantajoase, astfel încât să motiveze persoana să ofere, să dea, să implice, să intre în combinație și reușesc să facă asta fără să fie necinstiți. Săgetătorii au o comunicare foarte atractivă, sunt cuceritori în această perioadă, vor să cucerească, este o perioadă pentru ei foarte bună dacă vor să facă o cucerire sau dacă sunt îndrăgostiți sau dacă vor să atragă atenția unei persoane asupra lor, pentru că au un comportament foarte drăguț, foarte șarmant și au foarte multe calități care sunt plăcute altora, apelează din plin la farmecul personal, dar în același timp au și o conduită prestantă și asta le dă o notă foarte mare, multe bile albe în ochii celorlalți. Pe de altă parte, foarte multe dialoguri cu persoanele tinere. În această perioadă sunt favorizate dialogurile cu persoanele tinere pentru cei care colaborează cu astfel de persoane sau persoane mai puțin știutoare, mai inocente, mai naive și pe care le pot învăța, le pot ghida, pot ajunge la inima lor. Apropo de părinții care au copii adolescenți, de exemplu, sau de persoanele care colaborează cu tineri la locul de muncă. Foarte bună perioadă pentru a comunica, chiar și cu vârstele dificile, așa zis.
În plus, aduc la suprafață elementele lor juvenile. Capacitatea de a asculta, umorul, versatilitatea, flexibilitatea, puterea de a privi din perspectiva celuilalt e foarte important în comunicare, să înțelegi punctul celuilalt de vedere. Extraordinar de important și poate apelează și la tehnici de comunicare, gen interogație sau întoarcerea frazei, întoarcerea cuvântului, astfel încât să oglindească cât mai bine și să-l întrebe pe celălalt, chiar asta ai vrut să spui? Foarte bună tehnică pentru ei în acest moment. Pentru Capricorn este o comunicare legată de elementele disfuncționale sau de suferință. Ei, în general, se închid foarte mult în ei și nu spun lucrurile mai dureroase, dar iată că de data aceasta au această deschidere, să spună ce îi doare, ce nu le place, ce au acumulat în timp, ce sesizează că nu merge bine. Și este curativ, terapeutic momentul acesta cu Venus în Gemeni, este chiar fixat în zona vindecării la ei, poate fi și fizică pentru cei care folosesc aspectul din perspectiva asta, să meargă la doctor, să-și facă analize, au un răspuns clar și de mare ajutor. Dar pentru cei care vorbim aici numai de dialog, negociere și comunicare, pentru cei care comunică, pun accentul mai mult pe ce nu merge, pe suferință, pe durere, pe neplăcere, pe vulnerabilitate, atât în a-l întreba pe celălalt pe tine cum te-a atins. Tu, de fapt, cum ai primit lucrul ăsta? Pentru tine, cum a fost? E foarte important. Tu, de fapt, cum te-ai simțit? Tu, cum ai văzut? Asta pe de-o parte. Să-l întrebe pe celălalt cum s-a simțit? Cum l-a atins lucrul ăsta? Dar, pe de altă parte, să exprime și ei. Uite, știi? De fapt, trebuie să-ți mărturisesc că lucrul ăsta pe mine m-a făcut așa să mă simt. Sau eu n-am reușit să înțeleg. Sau n-am reușit să gestionez. Sau nu mi s-a părut că sunt pregătit. Chiar dacă mărturisesc o vulnerabilitate, este momentul potrivit să o facă acum, pentru că și celălalt are disponibilitatea de a înțelege mai bine lucrurile acum cu Venus în Gemeni. Vărsătorii au o comunicare poate un pic hazardată, riscă să se laude mult, să promită mult și ei ca și leii au același aspect cumva. Dacă leii pot asista la laudele altora, vărsătorii pot fi cei care pun foarte mult preț pe ei. Când spun comunicare, în cazul vărsătorilor e comunicarea cu ei înșiși. Riscă să-și aprecieze prea, cum să spun, mai mult decât trebuie niște calități sau niște capacități. Și când le pun la treabă, să-și dea seama că lucrurile nu stau chiar așa. Își fac curaj singur, cu alte cuvinte. Nu este rău. Dar dacă pentru a se mobiliza să facă un lucru, în mintea lor, în capul lor, își exagerează niște puteri doar pentru că așa se pot mobiliza, s-ar putea să-și fure singur căciula, pentru că își dau seama că, de fapt, nu au atâtea puteri câte și-au închipui, cât au vrut ei să-și închipuie. Deci un pic de realism ar fi necesar. Chiar dacă au nevoie cumva să-și ridice inima, să-și ridice tonusul, să-și ridice încrederea și de aici tendința de a exagera, cu toate acestea e bine să aibă și o notă de realism, pentru că altfel renunță foarte repede după ce începe. Dar este o perioadă în care comunică cu propriul lor suflet, cu propria lor conștiință, într-o notă pozitivă și au tendința în felul acesta să își puncteze și e nevoie în perioada asta să-și puncteze aturile, să-și puncteze calitățile, deci dialogul lor înșile, cu ei înșiși, este foarte pozitiv, foarte constructiv în această perioadă. Și asta le ridică inima, le ridică încrederea și pot trece la treabă. Foarte bun aspect. Bună comunicare cu cei tineri și bun dialog, foarte deschis. Poate chiar fac și niște contacte cu niște persoane noi cu care au un dialog foarte sprinten și foarte provocator. Iar cei care sunt singuri pot flirta cu multă exuberanță în aceste zile și pot face cuceriri. Unii chiar se întind un pic cam mult, poate nu e cazul să dea atâta curaj. Pentru pești este o comunicare foarte bună care are loc în familie sau care are loc în zona personală, zona intimă. Poate fi chiar și cu conștiința lor, dacă stau și analizează lucrurile și poate că Venus le dă curajul să privească în conștiința lor cu mai mult realism și să vadă cât au lăsat deoparte când au făcut niște alegeri, când au făcut niște acțiuni, când i-au criticat pe alții. Poate erau decuplați de la propria lor conștiință.
Și de aceea n-au avut nici empatie, nici înțelegere, nici milă. Ei bine, se reflectă în propria lor conștiință acum cu Venus, dar și în viața lor, privind nevoile lor, privind siguranța, privind fricile lor în acest moment. Foarte bun dialog cu persoanele din casă, mai ales legat de planuri și de perspective. Așa că și la pești este un moment minunat pentru a vindeca prin discuții sincere o problemă mai veche din trecut care a atins relațiile de familie. Să aveți o perioadă minunată, folosiți la maximum Venus în Gemeni pentru o comunicare inteligentă și plină de tact. Noi ne vedem peste o săptămână la aceeași oră. Numai bine! Este foarte eficient, pentru că este pasiv, presetat pentru a avea o energie, cum am spus eu, deci torsionică. În cursul anilor trecuți și ereditar, am avut probleme de ordin cardiac. Tensiune care mergea peste 16, extrasistole, tahicardie, o stare depresivă accentuată și o stare de dereglaj de confort general. Medicamente care le-am luat recomandate chiar de psihiatru pentru starea de anxietate și pentru depresie, nu am simțit nici un reglaj. După ce am primit torserul, am simțit o evidentă scădere a tensiunii. La ora actuală, când vorbesc cu dumneavoastră, tensiunea mea este 13 și o mențin 13, 12, 13. Starea psihică este foarte bună, starea de anxietate a dispărut, am o stare generală bună. Toate astea eu le-am legat conștient de prezența torserului. M-a ajutat din moment ce eu până la a primit torserul nu am văzut aceste schimbări pozitive. Am observat că am avut odată o durere la o măsea și l-am pus și mi-a trecut în, să nu zic instantaneu, aproape în 10 minute mi-a trecut durerea de dinți. Despre medicină bioenergetică am o părere foarte bună. Cred că este cea mai sănătoasă pentru un om. Torserul îl folosesc pentru somn, pentru tensiune, pentru amețeală. Durerea asta de genunchi, care nu mai mă doare absolut deloc, parcă aveam o arsură. Nu mai am absolut deloc. Dorm mai liniștită. Se poartă foarte ușor, este comod și de fiecare dată când simt cea mai mică urmă de durere, îl pun în locul dureros și nu mai simt nimic.